emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Banii Tăi. Bună seara, Marius. Bună seara, Cristiana. Bună seara, stimați telespectatori. Din nou, Express TV, 19 și 15, emisiunea Banii Tăi, subiect de interes pentru buzunarele noastre și a dumneavoastră. Cu siguranță vorbim despre sistemul social din România. Ne referim aici la punctele de ajutorare a celor nevoiași, de centre sociale, de cantine de ajutor social și tot ce implică acestea. Pentru început aș vrea să facem o paralelă între România și străinătate, desigur. Cum funcționează acest sistem social la noi, care, din punctul meu de vedere, oricum nu prea funcționează, și cel din străinătate? Sistemul social din România este asemănător sistemului social din străinătate. Diferența este între valoarea acestui ajutor social. Cu siguranță nu noi am inventat ajutorul social, noi n-am știut ce e înainte de 89. Ajutorul social este o măsură pentru ajutorarea celor nevoiași. Se practică în toată Europa, în Canada, în Statele Unite, cam în toate țările civilizate. Sistemul este asemănător, poate la noi e un pic mai dezvoltat, dar ca și nivel financiar e cu mult mai scăzut. Aș da un exemplu în Canada, de exemplu, ajutorul social este de 600 și ceva, era în jur de 700 de dolari pe familie. Vorbim de ajutorul social, este pe persoană, nu pe familie, deci în jur de 600 de dolari de persoană. Deci două persoane liniștit iau în jur de 1200-1300 de dolari, bani care nu sunt extraordinar de suficienți, dar nici nu se moare de foame cu ei. La noi ajutorul social, nici nu știu cât e 200 de lei, 300 de lei pe lună, ceva de genul ăsta, plus ceva ajutoare în bani de la primărie pentru căldură sau ceva de genul acesta și alimente. Oricum, pentru aceste subvenții la căldură, ați văzut că s-au făcut controle foarte amănunțite, pentru că în trecut românul e tot român și sigur, am încercat să fraudeze foarte mult. Asta e un lucru bun, că anul acesta la noi la Galați s-au făcut foarte multe cercetări înainte de a da acești bani. E bine. Spuneați că înainte de 89 n-a fost nevoie de ajutor, sau noi n-am știut ce e la ajutor social. Este pentru că n-a fost nevoie? Nu este pentru că n-a fost nevoie, este pentru că într-o societate comunistă, socialistă, multilateral dezvoltată cum era atunci, era imposibil să spui că cineva are nevoie de ajutor. Statul atunci era tot puternic, tot cuprinzător și cetățenii erau fericiți, aplaudam pe stadioane, chiar morți de foame cum eram. E relativ că morți de foame nu era nimeni, numai că aveai numai ce puteai să găsești, nu era o abundență ca acum, inclusiv aveai bani și n-aveai ce să cumperi cu ei. Toată lumea avea un serviciu, de bine de rău, forțat, neforțat, te luau după stradă și îți dădeau un serviciu, mai bun sau mai rău, dar aveai ocupații. Acum, acești oameni care au, să spunem, șomeri, că sunt o categorie de oameni care au nevoie de ajutor social. Sunt două lucruri diferite, șomerii sunt șomeri. Șomerii neîndemnizați. Ok. Ei, practic, sunt oameni fără loc de muncă care au nevoie de un ajutor social. Nu mai sunt șomeri, sunt deja oameni fără loc de muncă. Ok. Ei... Nu mai sunt șomeri cu ajutor de șomaj. Cu ajutor de șomaj, exact. Când se termină ajutorul de șomaj, nu ar fi firesc, fiind apți de muncă, să muncească în locul... Dacă își găsesc de lucru, da. Eu știu că Agenția Județeană de Forțe de Muncă, da, au ceva oferte, nu îți găsești, nu-ți place sau nu-ți găsești, nu știu exact cum e legislația, n-ai de lucru. Iar în situația noastră economică a României, e dificil de găsit un loc de muncă în ziua de azi. E și dificil, însă mi se pare că oamenii se și cam axează pe un singur domeniu. Adică nu, românul se pricepe la toate, dar nu vrem deloc să găsim, să ne deschidem un pic orizontul și să ne... Da, eu am mai spus tot timpul în emisiunea noastră că cultura antreprenorială e limitată la noi. Prin această cultură antreprenorială înseamnă și reconversie profesională. E dificil, e dificil la o anumită vârstă să-ți mai schimbi vechile obiceiuri, să-ți schimbi meseria, să înveți ceva. Încearcă, de exemplu, cu eu știu, cineva în jur de vârsta a treia să îl înveți să umble pe calculator. E dificil. Învață mecanic, nu-l interesează, sau să folosească un telefon, un smartphone.
interesul e, formez numărul, apăs pe verde și am vorbit și așa mai departe. Interesele sunt altele, nivelul de a asimila tehnologie nouă e dificil, plus că există și o reticență nativă și o reticență genetică a omului în a face ceva nou. Tot timpul se bazează pe vremuri, dacă o să stai să asculți pe cineva mai vârsta a doua, a treia, pe vremuri făceam, pe vremuri dregeam, pe vremuri câștigam nu știu cât. Totul era pe vremuri. Nimeni rar o să auzi pe cineva care o să-ți spună eu am de gând să fac, eu mi-am pus în plan să fac și așa mai departe. Deci o chestie de nuanță, e o chestie de gândire pozitivă, e o chestie de gândire spre înainte. E dificil, lucru cu omul e dificil și oamenii în condițiile în care se complac în situația de a accepta un ajutor social și a nu-și găsi un serviciu sau a face ceva nou, e opțiunea lor. E adevărat. Până la urmă, dacă ar vrea, eu cred că s-ar putea. Adică trebuie să și vrei. Trebuie să și vrei, absolut că da. La un moment dat, eu știu, își iau un ajutor social, mai muncește la negru sau mai face ceva. E și diferența de salarizare. Marea majoritate a întreprinzătorilor privat, marea majoritate a companiilor plătesc salariu minim pe economie, care înseamnă într-un final în jur de 600 de lei în buzunar. Așa, stă pe ajutor social, își ia 300 de lei, mai găsește ceva de furat, un fier, o ceva, sau mai lucrează undeva la negru și mai ia 300 de lei, dar nu trebuie să meargă la un program și ajunge tot la un salariu minim. Problema întotdeauna nu este a celui care, a oamenilor care nu vor să muncească, problema este a sistemului și a legislației care nu încurajează munca. Adevărat. Bun, atunci eu vă propun să vedem o știre despre alimentele distribuite celor nevoiași în încheierea emisiunii, să vedeți cam ce au primit oamenii și aici, din punctul meu de vedere, sunt unele probleme, că cu ulei, făină și zahăr nu prea ai ce găti, dar până sunt alimentele de bază care ar trebui să, care sunt donate sau sunt trimise de Uniunea Europeană, știind și ținând cont de faptul că nivelul săracilor a atins un prag limită maxim și atunci ei știu exact ce se întâmplă aici și trimit ajutoarele astea. N-ar fi fost rău ca în compensare sau ca în completarea acestor alimente trimise de Uniunea Europeană, Guvernul României să mai adauge ceva. Da. Eu știu, poate cartof, poate ceva, mai ales încurajând în această măsură, încurajând și ajutorul agricultorilor care la nivelul acestui an au producții record și prețurile sunt minime. Și atunci se cam împușcau doi iepuri deodată, erau ajutați și cetățenii nevoiași, iar cei care aveau producție mare aveau unde să o vândă, nu era necesar să o vândă la un preț de nimic sau să se strice în hambare. Corect, iată o idee pe care nimeni nu a pus-o în aplicare. Să sperăm că se vor gândi. Noi avem timp aici la emisiune să și gândim. Ei la guvern acolo sunt foarte ocupați cu șpăgile, cu autostrăzile și așa mai departe și probabil n-au timp să gândească și la oamenii de rând. Așa este. Urmăriți știrea. Noi ne revedem mâine seară. Mulțumim sponsorilor, mulțumim de voastră că ne urmăriți. Mulțumesc, Marius. Cu mare plăcere. O seară bună în continuare. La revedere. La revedere. Zeci de gălățeni care își duc traiul la limita subzistenței s-au așezat la cozi încă de dimineață la cele 4 centre de distribuire a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană. În Țiglina 1, de exemplu, oamenii erau foarte agitați pentru că se temeau că vor rămâne fără provizii. Cu toate că recunosc că alimentele primite sunt extrem de utile, mulți s-au plâns de organizare. Sunt persoane care nu sunt transportabile. Socrul meu, Filimon Dumitru, are 90 de ani, cu prostată. Nu este nici... Ia uitați cum își bate joc de oameni. Astea sunt hal de condiții. Păi de la nouă sunt. A trebuit o organizare mai bună, spuneți? Da. Te văd că e liniște asta, dar... Asta este. Simt deja ce o să primiți, știți? Da, e soțul. E foarte binevenit la pensia noastră care o avem și soțul bolnav. E bine. Și duceau alimentele acasă la oameni. 50-60 de kilograme, nu? Cu ce să le care? Păi dă 15-20 de lei la taxiuri, cu ce mai rămâne săracul? Ajută sor de mea care. De când stați aici? Nu știu, până la 10:30 am venit. Alimentele primite de la UE de gălățenii nevoiași sunt distribuite prin programul PA 2013. Anul trecut au fost probleme, iar centrele au rămas fără sticle de ulei. De aceea, marți, gălățenii au vrut să se asigure că primesc toate alimentele ce li se cuvin. Reprezentanții centrelor de distribuție a ajutoarelor susțin că de această dată au alimentele pe stoc și că nu este nevoie de îmbulzeală în prima zi. În județul Galați, 80.708 persoane beneficiază de alimente de la
la Uniunea Europeană. Dintre aceștia, 14.267 sunt în municipiu, 3.523 de persoane în Tecuci, 1.490 în orașul Târgu Bujor și 872 de persoane în Berești. Pungile pentru cei aflați la nevoie conțin făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr roșii în suc propriu, conserve din carne de porc, zacuscă și miere. Emisiune sponsorizată de Condor Oil.